radio. Întrebări de la radio pe țivan. Să-l vezi ajungând acasă noaptea, jubuind cu fața calciul pereților de pe hol, în încercarea de a nimeri sufrageria. Și să-l întreb dacă-i beat, așteptând răspunsul, este o nouă dovadă că, trezită brusc din lumina mirifică a visului, femeile au nevoie de câteva ore să se adapteze. Însă, acesta este doar începutul unui interogatoriu sclipitor prin observații cu un om mut. De obicei continuă astfel. Ai vomitat pe sandalele mele? Zice ea privind spre sandăluțele de la gazit, care abia se măițesc de sub ușuroiul de șaorma. O întrebare care și-ar merita, dacă te-ar ajuta puțin și mandibul, la un răspuns mai complex. Nu, supradotata mea, așa, ți-ai luat sandalele cu decorațiuni de vită prăjită și maioneză, nu mai ții minte tu că ai comandat sandalele cu de toate sau... Ai ajuns în sfârșit o sufragerie. Ea e în urma ta, comentându-ți evoluția de parcă beția ta ar fi transmisă la radio. Ia uitați-l, ia uitați-l că nu se mai poate ține pe picioare, a lovit cu ochiul tău cu ușii. Acum adu-mă scamele de pe covor cu limba. Ajungi și în pat. Moment în care niște vecini de rahat încep să-ți rotească încăperea. Ea nu se lasă. Ține mai departe legătura cu ascultătorii ei de la Radio Bețivan. Ți-i rău? După câteva minute reușești să o localizezi în cameră. Ai vrea să-i spui că nu ți-e rău. Că așa te învinețești tu la față, că ești fericit. Că de atâta bucurie că o vezi, ți-a morțit gura și simți creierii în cuva unei mașini de spălat, cărea tocmai îi dă rotațiile la maxim. Adormi cu gândul la ce l-o fi întrebând Marie Curie pe soțul său Pierre, când acesta exagera cu paharele Berzelius. Nu, tot eu. Tot eu. Eu nu am plăcut foarte mult textele, chiar am avut mari probleme în a alege doar 6. Le-am fi ales pe toate. Hungry birds. Femeile nu mănâncă, asta se știe. Ele ciugulesc, gustă, iau câte o gură și moaie limba, cum vreți să spuneți. Cert este că ele nu mănâncă. Ești la un restaurant și când e vremea comenzii, ea zice că n-are poftă nici măcar de o sălățică. Parcă și o sălățică mică ar fi mare pentru cât de mult n-are ea chef să mănânce. Atât de mult n-are poftă de mâncare încât, dacă ar fi în meniu niște boluri pentru vomitat, chiar ar mai scoate ceva din ea. Ideea e că n-ai nici tu poftă de mâncare, așa că ți-e ceva mai subțire, o ceapă de porc, porție dublă, un pogon de cartofi prăjiți, bine, evident, cu salată de pui, deocamdată doar atât. Dacă e să ți se facă poftă de mâncare mai târziu, comanzi ceva mai sățion după aia. Ea nu-și ia nimic. Momentul în care apare cortegiul de chelneri cărând pe brațe gustarea ta, dacă nu ai fi atât de căscat, ai vedea cum apare din interiorul ei, la fiecare două ferestre ale sufletului, care sunt ochii, un gras înfometat. Iar ferestrele se deschid. Mai întâi, total dezinteresată, te întreabă dacă sunt buni cartofi. Dacă n-ar vrea să-i mănânce și pentru că arată foarte bine. Deci e mai mult o abordare estetică decât culinară. Nu, dar ce buni sunt. De mult n-am mai mâncat, exact cum îi făcea bunica sa când era mică. Și se pune pe un ciugulit îngrozitor. Dacă ar fi văzut-o Hitchcock, îi dădea rolul principal în Păsările. Dar nu vrei, dragă, să-ți iei și tu o porție? Păi nu, că ți-am zis că nu mi-e foame. Dar mai înainte, până să termin platourile astea, cred că ți era.